Filip Rusescu. Îl vede liber în partea stângă pe Junior Moraes. Ceva probleme a controlat balonul pentru fotbalistul brazilian. Atenție, Rusescu! Rusescu! Și este ocazie imensă pentru FCSB. Ocazie uriașă. Rusescu și Florinel Coman nu au reușit să introducă balonul în poarta lui Cojocaru. Avem un meci extrem de frumos până acum. Iată, suntem în minutul 5 și deja am notat ocazii importante la ambele porți. Șansă mare de tot irosită de oaspeți ceva mai devreme. Din nou Rusescu pentru Florinel Coman. Faultul lui Ghiță și să vedem, este roșu. Cartonaj roșu pentru Virgil Ghiță. Lovitură teribilă primită de cei de la Viitorul în debutul partidei. Practic, cei de la Viitorul încep meciul cu un om în minus după eliminarea lui Virgil Ghiță. Aici Rusescu, excelent pe post de pivot, reușește să-i trimită cu capul lui Florinel Coman. Viteză superioară a lui Coman în duelul cu Ghiță. Ghiță îl faultează de la spate pe șeptarul FCSB-ului și este eliminat de arbitrul Ișvan Covaci. Ce lovitură primesc campionii României din urmă cu două sezoane. Iată-l pe Ghiță, eliminat încă din minutul 5 al partidei. Foarte bună colaborarea dintre Raul Rusescu și Florinel Coman. Încă din primele secunde ale acestei partide am văzut cei doi se înțeleg bine. Rusescu i-a scos o minge pe șut lui Florinel Coman, dacă vă aduceți aminte, în primul minut, minge respinsă în afara terenului de joc de Țâru. Florinel Coman a marcat din lovitură liberă etapa trecută împotriva lui Șep și gol foarte frumos reușit de Coman. Bate Coman, dar de asta dată execuția este modestă. Florinel Coman, 4 goluri marcate de el în acest campionat. A reușit dubla în derby de România. Noi vedem ocazia de mai devreme, ocazia mare de mai devreme a celor de la FCSB. Aici Tănase i-a trimis pe spate lui Rusescu și Țâru a avut o intervenție providențială. A reușit să respingă din fața lui Coman. Ar fi fost o simplă formalitate. Speții de la FCSB beneficiază de o lovitură de la colțul terenului. Vă reamintesc, gazdele de la Viitorul evoluează cu un om în minus după eliminarea lui Ghiță încă din minutul 5. Florinel Coman este cel care va executa cornerul. Ișvan Covaci însă nu este mulțumit de modul în care și-a așezat balonul la colțul terenului. Florinel Coman bate Coman și bară! O nouă execuție senzațională și un șut zdravână lui Ovidiu Popescu, minge deviată în corner. Florinel Coman, omul execuțiilor spectaculoase, a încercat să marcheze direct din corner, așa cum s-a întâmplat la derby de România împotriva lui Dinamo. Foarte spectaculos Florinel Coman. Ezit acolo Cojocaru și din nou șansă pentru oaspeți de a marca. Aici Filip trimite cu capul și, oh, da, jenat acolo, jenat de Junior Moraes, cade rău de tot Cojocaru. La Viitorul calcă acolo Ianis pentru vână. Țâru întoarce în fața porții. O diagonală precisă, Iacolis a încercat din prima pentru Man, mingea ajunge cu o doză de noroc la Man, Rusescu, bară și gol! Florinel Coman! În cele din urmă, defensiva Viitorului cedează, a fost un adevărat asalt la poarta trupei lui Gică Hagi, mingea din bară sare la Florinel Coman și
din respect pentru Gică Hagi, pentru tot ce a însemnat viitorul pentru acest fotbalist, l-ați văzut pe Florinel Coman, că nu s-a bucurat în momentul marcării golului. Fază senzațională creată de Rusescu, cel care reușește să-l păcălească acolo pe Țâru. Balonul lobat de Rusescu cade pe transversală și de acolo mingea sare la Florinel Coman, care nu avea cum să mai rateze. 1-0 așadar pentru FCSB. Misiune simplă pentru Coman. Poarta era goală și Coman marchează pentru a cincea oară în acest campionat. Îl egalează pe Edi Arlem Noere, un atac central pe postul lăsat liber de Ghiță, iar fundaș stânga a fost trimis să joace tânărul Boboc. Este lovitură de la colțul terenului pentru FCSB. Va executa Moruțan. Moruțan pentru Nedelcu. Lovitură de cap blocată acolo de Buzbuchi. Cât de singur, cât de liber a putut fi Nedelcu în prima repriză. Direct din corner a nimerit bara Florinel Coman. Aici Junior Moraiș este în duel cu Mailson Lima. Rămâne la minge Junior Moraiș. Tănase, Tănase într-o cascadă de driblinguri. Florin Tănase, fază frumoasă creată de capitanul celor de la FCSB. Junior Moraiș recuperează sus. Junior Moraiș îl păcălește pe Băluță. Intervenția lui Buzbuchi și din nou recuperare ofensivă a oaspeților cu Moruțan. Moruțan deschide jocul în partea dreaptă la Iacolis. Centrarea lui Antonio Iacolis pentru Tănase și cu Mailson Lima. Lasă Rusescu pentru Tănase și gol! 2-0! Denis Man dublează avantajul FCSB-ului la capătul unei faze foarte, foarte frumoase. Rusescu a sărit inteligent peste balon și a apărut odihnit în persoana lui Moruțan. Ieșirea lui Vlad amintește de gafele din campionatul trecut. Greșit cu CFR. Să vedem aici pe vână, vână! Așa cum s-a întâmplat și la meciul din aprilie. În 10 oameni viitorul refuză să se predea și meciul este din ce în ce mai interesant. Iată-l pe vână scăpând în situație de 1 contra 1 cu portarul Vlad. Excelent asistul lui Ianis pentru vână și lobul acestuia, scărița lui vână, este perfectă. Vlad îngenunchiat acolo la propriu. Este victimă sigură în fața lui Vână, care are o finalizare rafinată. Este 2-1 și cei de la FCSB la victoria 2-0 cu FC Voluntari. Ianis, Ianis! Ocazie monumentală a lui Ianis Hagi, minutul 73, perioadă excelentă de joc pentru campioana din urmă cu două sezoane. Mingea mușcă din bara porții lui Andrei Vlad, șut senzațional al lui Ianis Hagi. E adevărat că o contribuție la această fază din nou pentru cei de la FCSB. Aici Iacolis se complică inutil și Ianis Hagi trimite un șut centrare. Mingea este... pasă de efect al lui Man pentru Daniel Benzar. Benzar nu este atacat de niciun adversar. Iacolis în fața porții, gol! Daniel Benzar! 3-1 și din nou FCSB-ul are două goluri în față pe tabelă. E probabil
golul care va decide câștigătoarea acestei partide. E greu de crezut că Viitorul va mai avea resurse să revină. Pasă superbă a lui Iacolis. Toată faza a fost una deosebită, cu Moruțan care îl deschide în partea dreaptă pe Iacolis. Viziune extraordinară a jocului la fotbalistul croat, care îl angajează excelent pe Daniel Benzar și acesta marchează simplu din câțiva metri. Mileson a crezut că poate reuși o remontada spectaculoasă. Rusescu, gol! Raul Rusescu! La primul lui gol de la revenirea la FCSB, 4-1. Trupa lui Dică face instrucție cu Viitorul la Ovidiu. Minutul 90 al partidei. Raul Rusescu mărește avantajul roșialbaștrilor. Un nou meci în care FCSB-ul reușește să marcheze de 4 ori. S-a întâmplat și în etapa a treia pe Național Arena cu Poliaș. Poziție regulamentară. Pasa decisivă vine de la Moruțan și Rusescu aș spune că marchează în stilul caracteristic. Este un gol marcă înregistrată pentru Raul Rusescu, omul care învingea Chelsea în Europa League în 2013, atunci când marca din penalti unicul gol al acelei partide disputate cu casa închisă pe Național Arena. Raul Rusescu nu mai marcase în Liga 1 din mai 2015, dintr-un FC Brașov FCSB 2.